Bună băieți, bună prieteni, după cum vedeți, am ajuns într-un centru comercial, în Belvedere. Mi-a arătat undeva 3 km de viere de la drumul meu, hai că se deviez și așa plouă afară. Și zic, mă bag pe ăsta și îmi car și telefonul, îmi car lanterna, îmi car tot, bag în buzunar, bag unde, în creier, oriunde îmi bag, unde intră curent acolo, bag tot. Ăsta, tot, ce am tot în car. Așa, după cum vedeți, mi-am pus asta la încărcat, aici n-am treabă cu nimeni, aici nu-i furt, aici poți să stai, aici e tip o sală de mese, mergi în magazin, îți cumperi chită cu stănină, vii aici o demnici și o mănânci și n-are nimeni treaba ta, îmi încărc acum bateria, îmi încărc telefonul și o să-mi încărc lanterna, că cam asta le-am încărcat. Și internet ciuciu, ca să vedeți, într-un centru comercial, internet ciuciu, tot e cu parole, tot e cu parole. Da, în calea sărăcia să le mănânce, că se teme să nu se cace lumea pe internet. E cea mai zgârcită țară, mă. Cea mai zgârcită țară, v-am spus, de unde am început până aici. Eu n-am văzut internet, am văzut într-un centru comercial, dar nu era în centru comercial. Era la un magazin din centru comercial și am apucat, eu cum am plimbat pe Chioșefa, intru, mă plimb pe magazin și caut ca ăla din Umir, știi, și știu că se văd alea dacă au parole, știi, și așa. M-am plimbat în tot centru comercial, am găsit ciuciu. 20-30 de rețele de wifi aici în toate cu parole. Da, am intrat, băieți, mi-a cumpărat un harpun, 15 euro, băieți. Ați vă luat-o acum harpun. Ăsta e harpunul. Și am și mânerul. Mânerul e de fier, o să pun în geantă. Cam mare, nu știu cum fac, aș cam tăie din el. Din mânera și cam tăia, că eu oricum îmi pun botă pe capăt, știi, leg de fier, că vine șurubat aici, vedeți? Vine șurubat și mi-aș cam tăie mânerul, știi, că e prea mare, mare. Și atrag atenția cu el, știi? Mâna tarpunul vine mai arată odată, ăsta vine șurubat pe el și nu stau aici o oră, două, până mă încarc toate manevrele, mă duc înapoi 3 km către plajă și îmi caut acolo o zonă. Acum, normal, ar fi loc să-mi caut zona asta, nu pot. De asta mă bucur că am început să-mi caut telefonul. După cum am spus, băieți, după vedere, vă spun poziția actuală, care sunt acum, asta e poziția actuală. Dar oricum, din trecut am oricum de descărcat. Nu știu dacă o să fie ok, să vă arăt dinainte și nu. Vă spun poziția actuală, dar după aia nu mai vă țin la curent, după aia și spune, da. Ce să vă zic, că asta oricum este să fie scurt, pentru că nu prea am ce să vă spun. Da, am ajuns din la orașul Diamant, am ajuns în orașul Belvedere și tare puțin kilometri fac astăzi, o plouat, aproape toată ziua a plouat astăzi. Nu vedeți, m-am schimbat, două rânduri de haine, m-am schimbat, am mai nerou din geantă, mi-am pus într-o pungă să nu mut și restul. Și ce restul și ce orate și chiloții să se mai. Da, vă mulțumesc, fraților, că mă susțineți, vă iubesc și respecte și Doamne ajută. V-am pupat pe toți, pa, pa!